șalai-lai-la. Îi veni și mi petrece șalai-lai-la. Și-a venit și măicuța, dar să mă petreacă și ea. Și-a venit și măicuța, dar să mă petreacă. Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi la acest mare eveniment al satului Ghimpat. S-au împlinit 452 de ani de existență și vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc domnului primar că este mereu alături de noi, mulțumesc preacucernicilor părinți, dragi colegi, dragi ghimpățeni. Suntem noi, cei de aici. Iar viitorul sunteți voi, copii. Vă mulțumim că sunteți astăzi încă o dată alături de noi și vă dau vouă cuvântul să ne încântați cu cântecele voastre. Avem pământ, avem hotară, avem o țară lângă țară, aceeași limbă, același grad. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpâni în ea. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpâni în ea. A fost aici, a fost și-o-n fi și nimeni nu ne va opri. Să ne avem mereu ca frați, de-o limbă și de-o mamă adunat. Vă mulțumim, doamna profesor Matei Georgeta, și vă așteptăm mereu să fiți alături de noi. Și să duceți mai departe datine și obiceiurile strămoșești. Nimic în lumea asta nu este întâmplător. Chiar aici, locul acesta, este unul special, pentru că înaintașii noștri l-au ales special ca să ridice un monument după primul război mondial, când și-au pierdut viața mai mulți săteni de aici, de la noi, în apropierea școlii, a centrului satului, ca să nu îi uităm niciodată pe înaintași. Domnul profesor Iordan Bărbulescu, care și astăzi este alături de noi și pe care ne rog să ne spună câteva cuvinte.
Poate mă credeți, poate nu mă credeți, dar într-adevăr am sentimentul acesta când vin de pe unde vin, că tot timpul vin de pe undeva. Când ajung, când trec de pod și urc în curba aici, dar până se ajung la domnul Adrian, înainte chiar, asta ca să nu îi se urce la cap că doar dânsul e reperul, glumesc desigur, îl prețuiesc și de asta am permis să glumesc, am sentimentul ăsta pe care l-ai că ai ajuns acasă, adică asta e, cred că, cel mai important, chiar ne simțim acasă. Așa că vă invit să vă simțiți din nou acasă, că înțeleg că reveniți, ca să zic așa. Asta era primul lucru pe care vreau să-l spun. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este, am auzit aici de 450 de ani de atestare, în fine, ce mai contează, și 3 luni și 5 zile, mie mi se pare extraordinar într-o țară ca a noastră, care din nefericire adesea n-a putut să dovedească ceea ce crede despre istoria ei, nici arheologii, nici istoricii, pentru că nu prea avem documente. Dacă acest document există, este extraordinar și cred că ar trebui să speculăm mai mult asta. Adică 450 de ani în România, puține localități și simboluri, ca să zic așa, au o asemenea vechime atestată. La asta mă refer. Bineînțeles că au fost oameni aici de multă vreme. Omul care a pus prima bucată de asfalt în localitatea noastră, care a făcut ca ghimpațiul să arate cum arată la momentul acesta și care este preocupat tot timpul să modernizeze localitatea. La momentul acesta avem peste 52 de proiecte pe fonduri europene și numai datorită domnului primar și echipei dumnealui. Domnule primar, vă rog să veniți alături de noi să ne adresați câteva cuvinte. S-au strâns multe idei. De obicei, practica mea nu este să-mi fac un discurs și să iau ideile și pulsul. Și sunt atât de multe, sper să nu pierd vreuna. O idee că grupul de astăzi, care mereu este alături de noi, va pleca din nou la film, la teatru, în excursie, să-mi comunicați acest lucru. Domnul viceprimar lăuda numărul de proiecte, un pic mai mare, dar nu toate pe fonduri europene și știți, noi avem acea rubrică, ce a mai făcut primarul, e așa, ca să fie culoare, dar nu poate un singur om, cât ar fi el strălucit, să ducă pe umeri atâta muncă. Și asta e așa, o combinație de echipa din cadrul primăriei, consultanții cu care noi colaborăm și ducem mai departe proiectele începute, cei drept, în 2008, când domnul profesor se chinuia pe aici și toți de aici și nu numai, prin Pietroaie, prin Praf. Aduc aminte la Răcar, de la drumul național până la barieră, era crimă și pedeapsă, era piatra aia albă și nu te vedea om cu persoană. Suntem astăzi în această situație înghimpați, trebuie să recunoaștem cu toții, cel puțin eu îl simt, o localitate invidiată prin facilitățile create, apă, canal, mai avem puțin și închidem și localitatea. Și cel mai așteptat, poate, acest asfalt, cel mai dorit, astfel încât deplasarea să se facă în condiții bune. Despre iluminat nu mai vorbim, că noaptea e ca ziua. Cred că v-am mai povestit, dar, repet puțin, cel mai emoționant compliment vis-a-vis de investiția care se cheamă un drum reabilitat, l-am primit în Ghimpați. Am ieșit eu din Ghimpați, din păcate doamna nu mai este printre noi. Când am ajuns acolo cu asfaltul specific vârstei, așa m-a luat în brațe, m-a cupat și zice, Maică, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că acum nu sunt mai mulți druncine când vor duce ai mei la groapă. Adică până unde a putut să meargă cu gândirea la momentul acela delicat, unii zic ultimul drum, preacucenicii părinți spun că n-ar fi totuși ultimul drum, aici teoria poate continua. Astăzi suntem la Ghimpați într-o zi de sărbătoare și o tradiție, un grup așa enimos, 7-8-10 persoane, recunosc printre care mă enumăr și pe mine, contribuind de ceva vreme să facem acest eveniment Ghipățenii de pretutindeni.
să-i stagereze inima și ar fi americanii pe care așteptăm, că au așteptat mulți dintre dumneavoastră, bunicii noștri, să vină să ne salveze. Acum îi așteaptă vecinii ucrainieni. Din fericire, americanii noștri sunt pașnici, sunt iubitori de localitate și știți că am obiceiul să port pălărie, nu port acum, dacă o aveam, îmi scoteam pălăria în fața lor, pentru că merită acest lucru. Le jup din timpul lor, nu e ușor să traverseze oceanul. Era obișnuit să traverseze Dunărea pe o cameră de tractor, acum traversează oceanul cu avionul și vine la acest eveniment deosebit. Vă mulțumesc tuturor pentru că existați în viața noastră, vă mulțumesc pentru căldura și la propriu și la figurat cu care astăzi ne-ați întâmpinat. Acum trebuie să recunoaștem, am făcut puțin scenariu și zic, Murel, să nu pară așa o aroganță cu caie, ce primar, așa e de 100 de ani, nu avem cum noi să schimbăm. Place sau nu place unora, noi ne păstrăm tradiția. Păi da, și cu mașina poliției, acum venim și noi în zilele noastre și îmbunătățim modul de primire a oaspeților în localitate, chiar dacă îmi place să cred că nu sunt oaspete, ci mai degrabă gazdă pentru dumneavoastră, pentru cei care veniți din alte localități. Încă o dată vă doresc la mulți ani și cine are disponibilitate. Bine, astăzi va fi o zi plină. Următorul eveniment, așa pe scurt, este să oficializăm o relație de colaborare și prietenie. Îmi place mie să cred că are dăinuie de 16 ani. Și dacă domnul profesor Bărbulescu este profesor universitar, este președintele Senatului SNSPA, cetățean european, vă amintesc treaba asta și n-o să obosesc să o spun, pentru că anual în fiecare țară se desemnează câte o personalitate și dânsul a beneficiat de această desemnare, onoare pentru noi toți și nu în ultimul rând cetățean de onoare al localității. Și așa cum spunea că atunci când vine, se simte ca acasă sau ajunge acasă, noi am continuat cu presiunea asupra domniei sale să îndrăgostească și mai mult și i-am propus să mute asociația pe care o conduce, Asociația Română de Studii Internaționale, să aibă sediu în Ghimpați. Pentru mine, și sunt convins că pentru mulți de aici, dacă nu pentru toți, e o mare onoare ca domnul profesor Bărbulescu să-și mute, nu că n-ar fi avut până acum activitate, nopți nedormite, zile, dar acum avem și, oficializăm astăzi, prin darea spre folosință cu titlu gratuit a unui birou în sediu administrativ. Apropo, vă mai aduceți aminte ce mare tantam a fost atunci, acum 15 ani, cu sediu administrativ, cu monta, cu fosta clădirea primăriei. Dacă ne-a zis Victor este pe aici, l-am văzut mai devreme, dar era în mașină, vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru că dânsul a fost cel care a luat aurul de coarne și a zis, domnul primar, hai să facem și noi aici un dispensar, o farmacie, și a venit cu propunerea în Consiliul Local să vină în locația asta, să putem să facem acolo ceea ce am și făcut. Poate cei mai tineri își mai aduc aminte cum arăta clădirea, fosta clădirea primărie, unde medicul venea din când în când acolo și acorda ce vrei consultații, dar condițiile erau dintre cele nepotrivite. Începem cu ora 1, ne vedem pe stadion, o să acordăm câteva premii speciale, așa cum facem de fiecare dată. Urmă, copiii noștri din localitate o să aibă un program artistic, o să avem și invitați, așa cum ați văzut în invitațiile pe care vi le-am înmânat, și de asemenea competițiile sportive. O să fie o demonstrație de judo, concurs de Scandenberg și, în ultimul rând, fotbal între echipele Ghimpați, Colacu și Răcari. Așadar, o zi plină, probabil, până spre miezul nopții. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Vă mulțumesc!